Steaua București va evolua în prima etapă a play-off-ului Ligii Naționale de Rugby împotriva celor de la CSM Baia Mare, sâmbătă 13 august de la ora 13:15. Federația Română de Rugby a lansat un nou format competițional începând cu acest sezon. Cele mai bune patru echipe ale campionatului CSM Baia Mare, Steaua, SCM Timișoara și Dinamo vor juca de câte două ori între ele, făcând acest play-off să fie mult mai atractiv. Suntem cele mai bune patru echipe din campionat. Eu cred că o să fie un campionat mult mai tare. Toate echipele s-au întărit acum în vară, inclusiv noi Steaua. Avem câțiva jucători foarte buni, acum așteptăm să confirme. A fost un prim tur de încălzire, să spunem așa. Acum urmează într-adevăr meciurile importante, meciurile contra echipelor ce se bat la campionat. Steaua București i-a adus înaintea play-off-ului pe Arabuli Gaga, Cristian Bartoloni, Masukun Koshikona, Rusu Ian George, Alexandru Savin, Rareș Straja și Monson Vaovasa. Câțiva din ei au venit în ultima săptămână. Ușor o să-i angrenăm în lotul nostru. Mulțumit de noile achiziții, din păcate noi am avut echipa un pic împărțită, mai multe locuri, au fost mulți jucători la echipele naționale. Ne-am reunit practic toți de cam de o săptămână și ceva, dar încercăm să o reglăm pe final acum ca și unitate de grup, ca și coeziune. Să încercăm să debutăm foarte bine cu Baia Mare. Înaintea primului meci al play-off-ului, roșii albaștri s-au relaxat la ședința foto a noului echipament și s-au amuzat cu noi jucători transferați în vară.